Ieri, după orele prânzului, drumul național 2,85 a devenit atât de aglomerat încât șoferii au fost nevoiți să circule bară la bară pe porțiunea situată între Oreavu și Buzău. Motivul este unul simplu. Mini-vacanța de Paște a luat sfârșit, iar astăzi cei mai mulți dintre angajați și-au reluat activitatea. Și intrările în oraș dinspre Ploiești sau Brașov au fost aproape blocate. Ajunși în municipiul Buzău, unii dintre șoferii au ales șoseaua de centură, dar aveau să afle curând că nu a fost o alegere prea inspirată. Varianta s-a blocat și ea, iar mașinile au înaintat spre destinație cu viteza melcului. Un număr impresionant de mașini au circulat bară la bară. Polițiștii au fost prezenți în trafic pentru fluidizarea circulației. În perioada sărbătorii pascale au fost angrenați în măsură de fluidizare a traficului rutier peste 150 de polițiști rutieri, care au fost prezenți pe drumurile din județ, atât pe drumurile de mare tranzit, cât și pe căile de acces către zonele de agrement. Valori ridicate de trafic au fost înregistrate în toată țara și implicit în județul Buzău, atât în zilele de 30 aprilie, cât și în data de 3 mai, pe fondul tranzitului încărcat către domicilii și ținând cont de faptul că, spre deosebire de Paștele precedent, nu au existat restricții de circulație pe timpul zilei. Aglomerările pe zonele de tranzit s-au produs și pe fondul îngustării sistemului rutier, odată cu intrarea în municipiile Buzău și Râmnicu-Sărat. Din fericire, în ciuda aglomerației, la nivelul județului Buzău nu au fost înregistrate accidente rutiere grave. Polițiștii rutieri au fost pregătiți de intervenții și au acționat în cele mai importante zone predispuse la înregistrarea unor valori ridicate de trafic. Astfel, și cu sprijinul șoferilor, care au înțeles necesitatea respectării regulilor de circulație, dar și a politeței rutiere, pe drumurile de mare tranzit nu au fost înregistrate evenimente rutiere cu victime din categoria celor cu grave consecințe. Oamenii legii au fost prezenți pe străzi în mini-vacanța de Paște și pentru infracțiunile constatate atât în trafic cât și în privința liniștii și ordinii publice au aplicat peste 400 de amenzi.